Bine ați venit, dragii mei, săgetători! Pentru dumneavoastră voi face talarea corespunzătoare lunii noiembrie pentru a vedea care sunt predispozițiile. Fie că aveți zodia săgetător sau semnul lunii, ascendentul, ori nodul nord în acest semn sau aveți o persoană dragă în această zodie, sunteți bineveniți să vizionați această etalare. Voi folosi cărți de oracol, cărți de tarot, ca de obicei. Dacă vă place, vă invit să vă abonați, să oferiți un like și, bineînțeles, să comentați dacă veți rezona cu ceea ce cărțile vă vor transmite. Dragi săgetători, prima acțiune pe care o fac la fiecare talare este să aprind o lumânare, în primul rând, prin a vă invita pe dumneavoastră să vă gândiți la un motiv fericit, un motiv pentru care vă simțiți recunoscători, e ceva bun care s-a întâmplat în octombrie pentru dumneavoastră și cu această energie de recunoștință, de asemenea, vă invit să vă puneți o dorință și eu aprind lumânarea pentru ca dorința dumneavoastră să se îndeplinească. Bineînțeles, și prin acțiunile pe care le faceți dumneavoastră, dar și cu noroc, cu ajutor divin, nu întotdeauna sunt suficiente eforturile noastre, ci și conjuncturile care există practic. În primul rând, voi întreba arborii sacri, da, care este sfatul din partea lor. Dacă ar fi să ne gândim la luna noiembrie, lună de toamnă, copacii, arborii, cei care își pierd frunzele și rămân semeți până în primăvară, când înverzesc din nou, da, acești arbori, ne pot fi buni sfătuitori. Și, bineînțeles, această înțelepciune a cărților pe care niște oameni l-au realizat pot să ne ofere niște sfaturi care să vibreze în noi, care să ne ofere efectiv o revelație, da, putem rezona. Iată, frasinul, de exemplu, spune că se va face dreptate. Poate că dumneavoastră ați fost, dragi săgetători, nedreptățiți în luna octombrie sau în cursul unei luni din acest an. Și în noiembrie se va face dreptate. Practic, veți fi din nou recunoscuți pentru eforturile dumneavoastră. Dacă ați fost înțeleși greșit, veți vedea cu surprindere că lucrurile se așează și că intențiile dumneavoastră bune vor fi înțelese de partea cealaltă. Iar dacă va fi, să spun, veți avea un proces, veți avea dreptate și se va face dreptate în acest proces, în general, nu trebuie să vă faceți, să spun, o anumită grijă într-un anumit aspect pe care îl credeți incorect. Posibil să vi se facă dreptate și să se întâmple lucrurile, procesul respectiv, să fie foarte corect. M-aș bucura, da, dragii mei, să rezonați. De asemenea, doresc din partea oracolului fazelor lunare să extrag un sfat. Aceste mesaje sunt, cum să vă spun, ghidante, deci ar putea oarecum să vă ghideze, dar să știți că dumneavoastră puteți să le interpretați într-un mod diferit față de cum fac eu. Deci ascultați-vă intuiția, iată, această carte chiar a vrut să iasă, pentru că puteți găsi noi și noi înțelesuri diferite de cele pe care vi le spun eu. Îți este pus la încercare angajamentul. Dragii mei, ce înseamnă lucrul acesta? Loialitatea dumneavoastră, da, angajamentul asta înseamnă cât de loiali sunteți, dacă aveți un sentiment de apartenență și totodată o moralitate,
posibil să fiți ispitiți de o anumită persoană sau de o anumită situație, posibil să primiți mai multe oportunități și oarecum alegându-le pe una dintre acestea ar trebui să lăsați în urmă niște persoane care poate v-au fost loiale, anumiți parteneri, anumite relații sau colaborări. Rămâne ca dumneavoastră să decideți ce este mai bine. Dar această punere la încercare este doar o verificare a destinului, că ceea ce ați ales este bun ales și că nu există nicio tăgadă, cum se spune, nu este nicio îndoială și nicio altă, alt răspuns din partea dumneavoastră. Însă, dacă acest angajament vă este pus la încercare, înseamnă că relațiile și colaborările în care sunteți pot fi, cum să vă spun, nu chiar atât de închegate, nu chiar atât de angajate, cum să spun. Știți? Rămâne tot așa, să vedeți dumneavoastră la ce se referă această carte, da? Că vă este pus la încercare angajamentul față de o situație sau de o persoană. Acum, haideți să vedem energia lunii noiembrie pentru dumneavoastră, dragi săgetători. Care ar fi energia? Nu știu de ce am lăsat iubirea, da, după energie. Știți de ce? Pentru că și energia, da, și tarot energie vorbește de iubire. Din cauza aceasta, chiar mă întrebam de ce n-am ales pachetul cu care vorbește despre dragoste. Da, energia lunii noiembrie este legată de dragoste. Vă veți simți emoționali. Dumneavoastră sunteți zodii de foc, dragi săgetători, aveți impulsivitate, aveți pasiune, entuziasm. Pe de altă parte, veți fi mai sensibili, mai emoționali și, da, și lacrima din colțul ochiului meu poate să fie un semn că veți vibra într-un mod diferit, veți fi mai sensibili decât în luna octombrie și este absolut normal, pentru că, după cum știm, după 23, da, noiembrie începe zodia săgetător și cu această ocazie, dragi săgetători, eu vă doresc să fiți fericiți, să fiți sănătoși, să vă împliniți dorințele, să fiți înconjurați de cei dragi, da? Multă, multă sănătate și momente frumoase, surprize plăcute, da? Și tuturor acelora care au în viața lor un săgetător sau împlinesc o anumită aniversare de căsătorie, da? Tot ce va aduce luna noiembrie ca și vibrație frumoasă, da? Ca și aniversări și evenimente să fie unele fericite. Bărbatul care ține o inimă are numărul 45 ca și carte și probabil că vă veți îndrăgosti, veți cunoaște persoane noi sau veți relansa relațiile, veți avea un puseu, da, de emoționalitate, vă veți îndrepta atenția mai mult spre persoana iubită și lucrul acesta nu poate decât să ne bucure pe noi toți, bineînțeles. Am ajuns la cărțile despre dragoste, dragii mei săgetători, și vom vedea ce sfat au aceste cărți, care va fi mesajul lor pentru dumneavoastră pentru perioada lunii noiembrie. Dacă veți rezona, dragii mei, vă invit să comentați. Și iată că am să extrag eu această carte. Trebuie să vă exprimați iubirea, să mergeți înainte și să faceți gesturi romantice. Cartea aceasta, de asemenea, vă invită să fiți mai emoționali, să oferiți flori persoanei dragi, cuvinte frumoase, îmbrățișări. Nu uitați de cele 5 limbaje ale iubirii, dragi săgetători. Oamenii pot vibra dacă sunt îmbrățișați și atinși.
alți oameni sunt impresionați de mesajele pe care le citesc, anumite scrisori, da, ceea ce citesc îi impresionează și le rămâne foarte mult în, da, ca și emoții pozitive. Alte persoane sunt cele cărora le plac darurile și atunci poate că veți... Trebuie să vedeți ce tip de persoană este această ființă dragă. Dar dacă limbajul iubirii este al cadourilor pentru persoana dragă, probabil că va fi impresionată de un cadou. Mai sunt de asemenea persoane care fac servicii celor dragi, adică vă ajută la treabă, poate că sau dumneavoastră ajutați la treabă această persoană. Trebuie să vedeți, dar ce anume impresionează oamenii în general, pentru că acest devotament poate fi și aceste sentimente frumoase de dragoste pot fi exprimate prin mai multe moduri și da, dumneavoastră veți găsi, oferind ajutor persoanei dragi, da, dacă limbajul iubirii este cel al serviciilor. Și bineînțeles, rămâne ca dumneavoastră să vedeți, da, cu al șaselea simț, cum se spune, cu intuiția dumneavoastră, ce anume poate să impresioneze, da, cum, în ce fel să vă exprimați dumneavoastră dragostea. Important este ca să faceți cunoscute sentimentele persoanelor pe care le apreciați. Pot fi relații de dragoste, pot fi relații de prietenie, pot fi colaborări, de ce nu? Colaborări profesionale foarte, foarte bune. Și acum vă voi spune care sunt persoanele, care sunt predispozițiile pentru zodiile cu care veți interacționa foarte bine, fie că aveți relații sentimentale și deja a ieșit cartea săgetătorului, da? Poate sunteți cuplu săgetător-săgetător. Voi extrage aceste 7 cărți care să vorbească, așa cum spuneam, despre persoane cu care sunteți în relații foarte bune, prieteni buni, poate persoane noi. Da, și urmează să cunoașteți aceste persoane. Pot fi colaboratori în profesia dumneavoastră, importanți pentru carieră. De ce nu? Și am să vă spun așa, da, o să le împrăștiem cu fața în jos, da, și o să extrag eu. În primul rând avem Gemenii și Fecioara, așa, apoi... Da, în afară de săgetător, care era guvernat de Jupiter. Apoi avem zodia peștilor, dragii mei. Apoi avem scorpionul, da, ar putea fi persoane din scorpion, dragi săgetători, cu care să aveți relații foarte bune. Prieteni buni din taur sau din balanță. Vedeți că sunt aceste cărți care prezintă cel puțin două zodii și, iată, zodia leu ar putea să fie, da, este zgomot, eu am fereastra deschisă și este zgomot, dacă auziți și dumneavoastră. Și a 7-a carte vorbește de zodii de foc, leu, berbec, săgetător. Săgetătorul leu apăruse, deci berbecul este aici la înaintare. Revenind, persoanele deosebite, da, cu care veți interacționa pot fi din săgetător, gemen, fecioară, pești, scorpion, taur, balanță, leu și berbec. Dacă ar fi să luăm datele de naștere, fie cifre din data de naștere, fie chiar numărul, am avea 18, 15, 21 sau 12, am putea avea 8, 16, 5 și 25, dar și cifre separate 1, 8, 5, 2, 6, 7 și cam atât. Da, 2 am mai spus, 5 am mai spus. Ca și litere, dragii mei, avem aproape toate literele alfabetului, deci amintesc
am B, C, nu am D, dar am E, am F, G, da? Am I, L, M, N, O, P, R, S, T, așa? Da, mă gândeam dacă după T mai am ceva, dar nu mai am. L, cred că am spus și L. Da, dragii mei, cam acestea sunt persoanele și bineînțeles că am ajuns la etalarea propriu-zisă. Folosim acest pachet de tarot ca să vă spun exact situația. Va fi situația în 10 cărți, se numește Crucea Celtică, acest mod de etalare, și veți vedea care sunt întrebările și răspunsurile pentru dumneavoastră, dragi săgetători. Eu am să mai amestec puțin cărțile. Simt că încă nu sunt, dar în momentul în care sunt pregătite, devin ușor călduțe în mâinile mele. Probabil că vă amuză, dar tarotul este un joc de societate și dumneavoastră trebuie să luați numai aspectele cu care rezonați. Eu practic nu fac decât probabil să vă aduc aminte anumite chestiuni. Iată situația, Regina de Monede este situația lunii noiembrie. Fie că dumneavoastră, ca doamne, sunteți preocupate de stabilitate și de siguranță, de joburi, de partea financiară, veți fi de asemenea, cum să spun, angrenate în viața de familie, nu numai în carieră, și veți încerca, cum se spune, să dați și cămașa de pe dumneavoastră pentru cei dragi. Săgetătorii, doamnele din Săgetător, în luna noiembrie vor avea inclusiv o perioadă, da, o oră pe zi, să spun, sau mai puțin, dar oricum zilnic, un moment pentru ele însele, pentru a se înfrumuseța. Adică veți fi atenți la ceilalți, dar în același timp și la dumneavoastră. Poate că vă place să mâncați bine, să beți bine, deci în această lună chiar vă sărbați ziua de naștere o parte dintre dumneavoastră. Vă veți ancora în viață, da, în realitate și vă veți bucura de viață. De asemenea, ar putea să vă preocupe o persoană în zodia Taur, Fecioară sau Capricorn, fie că sunteți doamne, fie că sunteți domni. Posibil să cunoașteți o astfel de persoană sau deja o cunoașteți și vă impresionează într-un mod deosebit. Să vedem clarificarea acestei cărți a Regii de Monede. Ia uite cum sar cărțile. Patru de spade. Dacă ați avut un anumit conflict cu această persoană sau dacă v-ați luptat destul de mult pentru situația financiară, iată, luna noiembrie vă anunță că aveți o perioadă în care vă începeți să vă relaxați, atingeți această stabilitate, atingeți o siguranță a zilei de mâine și începeți să vă odihniți. Da, mai mult, patru de spade arată că v-ați luptat probabil în octombrie destul de mult cu joburile, poate și acasă ați avut multă treabă. Ei bine, noiembrie pare să că vă oferă posibilitatea pentru planificare, pentru organizare, dar mai puțin în angrenarea efectivă, în acțiuni. Care este scopul dumneavoastră, dragi săgetători? Am să vă spun imediat, iată cartea. Scopul dumneavoastră este valetul de bâte, reprezintă o energie tânără a dumneavoastră. Berbecleu săgetător ar mai putea să fie scopul dumneavoastră, un copil, de ce nu? Dar îl văd ca pe un început. Vă angrenați în ceva cu entuziasmul acela tineresc, indiferent de vârsta pe care o aveți. Scopul dumneavoastră este să vă mențineți tineri și să vă bucurați de viață, da? Poate vă veți gândi să faceți un copil, cum spuneam, sau vă preocupă deja un copil pe care îl aveți. Ce nu știți, dragii mei? Iată, nu știți, doi de bâte, că va trebui să mai așteptați puțin.
practic nu știți de o anumită distanțare care va exista. Fie că dumneavoastră așteptați să vină un răspuns și acesta posibil să mai întârzie, fie așteptați o persoană din berbecleu săgetător să vină de departe, așteptați mesaje, ori există o anumită distanțare care face, care amână puțin rezultatul pe care îl vreți. Și s-a întors și această a doua carte, Valetul de Cupe, care poate să însemne că după o perioadă în care ați așteptat, iată că vine această ofertă, da? Vine după o perioadă de așteptare. Oferta poate să fie de dragoste, poate să fie profesională. Valetul de cupe înseamnă și împăcări, înseamnă armonizări ale unor situații dificile. Foarte frumos, da? Este un aspect foarte plăcut pe care eu îl văd din partea cărților. Cum anume sau ce anume s-a produs în ultima perioadă? Care este trecutul? Trecutul este spânzuratul. Ați stat incomod, ați fost oarecum blocați, v-ați simțit oarecum, da, cum spuneam, într-o stagnare. Și iată că această perioadă o lăsați în urmă. Probabil că a fost necesar. De asemenea, ați avut poate colaborări sau o relație cu persoane din zodia peștilor, nu exclud și această posibilitate. Haideți să vedem ce aduce viitorul, dragii mei, ce aduce viitorul lunii noiembrie, o schimbare sau un berbec? Turnul este acea schimbare, acea posibilitate pe care destinul vă oferă într-un mod surprinzător, dar ca să construiți, ca să aduceți din nou, să consolidați o temelie a unei colaborări sau a unei relații, efectiv să renașteți, dacă acest lucru vi-l doriți, și să aveți cum să vă spun, poate construiți o casă, poate construiți o relație din nou. În orice caz, turnul care se dărâmă nu reprezintă decât o acțiune a divinității prin care vi se oferă această posibilitate. Deci să nu o percepeți ca pe ceva negativ. Este pur și simplu, poate, o persoană în zodia berbecului care vine și vă schimbă viața într-un sens pozitiv și vă va lua oarecum prin surprindere această acțiune, da? Poate că nu vă așteptați, dar este benefică pentru dumneavoastră. Iată, avem cartea care să arate cum vă simțiți dumneavoastră. 4 de monede. Vă aflați într-o oarecare lipsă, fie sentimentală, fie financiară, la sensul că ați avea nevoie de o anumită sumă și nu este suficient bugetul pe care l-ați strâns până acum. Dar ar putea să fie, cum spuneam, și o lipsă emoțională. Ați vrea, poate, să fiți angrenați în niște prietenii mai sincere, într-o relație romantică. Și în felul acesta vă simțiți, să spunem. Poate că această lipsă vine din partea unor persoane semne de pământ, al monedelor, adică Taur, Fecioară, Capricorn. Poate acestea nu au oferit ceva anume. Ideea este că 4 de monede arată și dorința dumneavoastră de a stagna. De a stagna, adică nu intră, nu iese nimic. Este ca și cum ați vrea să strângeți foarte, să, din punct de vedere financiar, vă doriți această economisire care să vă ajute să faceți o achiziție importantă. Poate că nu lăsați de la dumneavoastră, poate veți fi ușor fixiști, da? Și acest lucru oarecum să vă blocheze anumite activități. Cum vă văd ceilalți, 5 de bâte, ceilalți văd cât de bine treceți peste niște piedici,
cum anume dumneavoastră, deși poate vi se pună anumite bețe în roate, traversați o perioadă destul de curajos sau curajoasă. Adică faceți bine față competiției, concurenților cu care vă luptați. Deci ceilalți vă văd bătăioși și aveți mult entuziasm și multă pasiune, iar oamenii până la urmă se dau în lături, adică vă fac loc să treceți pentru că știți exact unde anume mergeți. Care este speranța dumneavoastră? Este asul de bâlte. Speranța dumneavoastră ține într-un început, ține într-o renaștere. Poate că va naște, da, veți naște, dragi doamne din săgetători, copii tot în zodia săgetător, pentru că avem și valetul de bâte în această etalare, la scopul dumneavoastră. Dar vorbim și de începutul unui proiect nou, a unei afaceri, a unei acțiuni speciale, da, este o noutate. Iar dacă veți merge pe acest drum, dragi săgetători, iată, pentru dumneavoastră avem valetul de monede. Destinația ține de înțelepciunea pe care o veți câștiga prin studiu. Este interesant că destinația este un punct de la care veți dori să învățați și mai mult. Reușita aceasta, faptul că vedeți că lucrurile sunt îmbunătățite, vă determină, da, prin, veți fi autodidacți, poate veți învăța sau vă veți înscrie la anumite cursuri, la specializări care să vă ofere și mai multe posibilități, da? Iar destinația poate să fie acea persoană din Taur, Fecioară, Capricorn, pe care poate dumneavoastră vă doriți. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție. De asemenea, vă invit să oferiți un like, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel în cazul în care doriți să vizionați și alte filmări. Vă doresc o lună excelentă, să fiți sănătoși, ocrotiți și ocrotitori și să ne revedem cu bine la alte filmări. Vă îmbrățișez cu drag. La revedere!